Prietenii mei, bună seara, vă spunem și noi. Prietenii mei. Prietenii tăi, da. Am fost și noi la magazin, am luat și noi ce am putut, câți bănuți am avut și noi din sărăcia noastră. Am avut și noi 12 lei pe cash și 9 lei pe car, nu? Ce? Asta e, pe ce? Și am luat și noi ce am putut, am fost la 2 pași. Și nu e așa, pe sărăcie. Păi da, am luat și noi, am văzut la prețuri. Am luat mai multe cornulețe. Un corn de ăsta, ne-a deschis de pe loc. Ce? Am luat cornul din astea, prieteni, la 80 de bani bune, nu mai avea cu vișine. Așa îți fac. Așa, am luat și noi de ăsta. Un suculeț. Și ne facem și noi seara frumos. Mă, da, și ce vreau să fac și mie. Aici, nu opresc camera să zică prietenii că... Să zică prietenii ceva. Vreau să îmi încălzești. Varza aia. Varza aia care n-am apucat să o filmăm și o filmăm acum. Bine, da, o filmăm acum, după ce ți-o punem fără furie. Și mămăliguța aia, frumos. Aha. Mănânci eu o tată, ia că mănânci eu una. Uitați? Dar trebuie asta după, dar tu... Și-a ajut o camera, prietenul. Prietenii mei, am întors camera, David a vrut el să-și pună astea în farfurii, vedeți cum le-a pus de frumos? Mă, da. Du-te adu și mie de rog încărcătorul. Da, nu, nu, când a vrut să-ți rău prietenii, da, eu până se încălzește... Prieten, până se încălzește și asta e mas, cu măliguță cu malea, bag cornulețul ăsta acesta. Uite, prieten, cum arată. Chiar că e la 80 de bani. Cum arată, prieten. Vedeți, prieten, cum arată. Chiar că e la 80 de ani. Cum arată, prieten, uite. Până pe farfurii aici, pe... Am dat greș. Pâine goale, așa, nu-i problemă. Cu farfurii. Și pui mâncea și facem... De ce pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi? Stai, tati, să vorbim pe rând, da? Da. Așa. Spuneți-ne, prieteni, ce ați gătit în seara asta? Ce ați făcut? Noi nu prea am gătit azi. Avem mâncarea de ieri, care am făcut în șahea mas de ieri. Vă dați seama, mâncarea ta multă și... Cine am? Noi trei. Și acum mai mâncăm și din... M-am pus mă de la... Nu. Să încălzească și mâncăm și vă arătăm în seara asta. Ce vreau să vă spun în seara asta, pe vlog, ca vlogul ăsta, nu mă mișcă, te rog, o să-l pun la mine pe canal și în seara asta o să pun un nou clip cu Mădălina, cum ne-a cunoscut, cum vă arătăm zestea lui Mădălina și tot ce... O să vedeți acolo. Nu uitați, dragi prieteni, să vă abonați la canalul lui Mădălina. Mădălina David are numele acum, nu Anil Adam, că nu o găseați. Cum am înțeles eu din comentarii, Anil Adam. Uite, prieteni, cum arată. Cu politian, da, ia uite. Da. Iar prieteni, cum arată. Prieteni și... Deci, nu uitați, prieteni, să vă abonați la canalul lui Mădălina. Păi, mari. La canalul meu. Da, la canalul tău. Hai să băgăm și noi încărcătorul în priză, aici. Așa. Așa, spunem la prieteni să ne spună în comentarii ce, azi, ce au gătit, ce au făcut. Dar ce Doritos, Mădălina? Am văzut. Puneți aici Doritos dacă vrei. Doritos. Noi nu prea am făcut cine știe ce, am stat. Am fost la plimbare, am fost la ai mei. Da, Mădălina n-a avut telefon să filmeze, să vă arate. Dar curând o să vă arate, o să vă prezinte Mădălina părinții ei. Când o să pot eu să filmez singură, da. O să vă arăt tot, tot ce fac eu cu David. Absolut tot. De părinții cum arate. Da, David a sortează poste pe aici. Și prieteni. Vrem și gând sau? Hmm? Vrem. Ai și suc? Nu știu ce mirinde e ăsta colorat. Aici. Arată la prieteni. Nu, vă care. E mirinda cu coapă. Uite, prieteni.
Zici că e... Ce ăștia, prieteni? Uite cum arată. Da, stai. Cum arată prieteni și mă prieten. Bucur. Și te bucuri. Deci cum arată și se bucură. Ia spune, cine ți-a luat astea? De unde ai asta? Nu. De e de la prietenul. Da, nu, lasă, după ce mâncăm mâncare. De la prietenul lui Ion. Mă, dă, pune-le frumos acolo, softat, așa cum place. Dar să mâncăm acum mâncare. Da. Ia, vă zic. Stai așa, ca să pun și puritanii mele. Și puritanii. Da, nu supăra, prieteni, că n-ai voie să deschizi acum nimic. Dulciuri, uite, na, dă să te ștergi, că nu e urât așa, să te vadă prietenii cu ciocolată pe mâini. Prietenii vor să mănânci, să te vadă cum mănânci mâncare și după la desert. Hai, lasă-le aici că mâncăm, avem timp să le mâncăm după aia, da? Hai, stai jos că deja m-am mințit prietenii. Că și eu m-am mințit, dar nu minte prietenii. Nu știu dacă ați înțeles ceva din vlogul ăsta, dar mi se pare că n-ați înțeles nimic. Nu știu, le m-am mințit, că am trezit că nu. Ce anume? Nu știu. Oricum m-am mințit eu, sunt tulburat așa. Mi-ai mințit tu, ți se pare. Mi-ai n-a făcut nimic. Mi-ai vorbit tu pe repede. Crezi? Pe repede? Da. Acum punem... O spun? Te rog. Șunca. Nu mai e șunca, mă nebunici cu șunca din fiecare mâncare. Mi-e place șunca în mâncare. Șunca de aia așa, mamă. Costiță. Costiță, așa, costiță. Mi-e place costița foarte mult. Tata, să doamne, când era acasă, își lua cozi de aia, mă, cum să nu zic bine, cozi. Da, cozi afumate și mânca așa pe lângă, o punea pe mama să-i facă... Poftă mare. Păi și voi mănânc singur. Da, te rog. Și îi făcea și tata mai mânca și atâia peste. Uite. Vezi tu? Da. Șunca astea, uitați, mie îmi place cum arată așa. Și mie îmi place, băi. Vrei? Stai. Mamă, ce ai la gură, tati? Ce ai la gură? Ciocolată, cacao. Practic, cacao. Așa, dă-ne și pâine, te rog frumos. Vă dau și pâine acum, băieți. Ia să mănânc și eu puțină șunculiță. Sper că nu mi-ai pus o mie pe toată și el, are? Păi? Nu pot. Dă-ne pâine, te rog. Ce ai mâncat la mai fără? De toate. Cum ar fi zita prieteni? Ce zici? Zita prieteni, ce ai mâncat? Păi am mâncat ciorbă. De care? De varză. Tot așa? A, asta e. Ciorbă de varză, nu varză. Ok. Mamă, ce dulce e varza asta, prieteni. E dulce? E bună. Am mâncat și pește. Da, nu e... Mamă. Era pește proaspăt. De asta așa. Îmi pică din limba asta. O să vă fac o mâlgă cu băieții, vreți? Te rog. Dar stai jos, mă. Stai frumos pe scaun. Mamă, mă face. Mă sete, mă. Da, uite. Deci mă mânghi și cu pâine. De ce te-ai dat așa? Nu vrei așa? Ia uite. Cum ne-a pus, da? Da. Prima dată te hrăm. Nu te spăl. Hai, ia să vedem. Eu ți-am dat ca să fie mai comod să mănânci și să te chinui. Și tu zici că ți-am dat-o bine. Bă, da. Gata. Vrei să te ștergi? Ia, stai. Eu până nu iau pâine și o întind... Poftă bună! Nu mă satur. Poftă bună, ține. Hai, poftă bună. Hai, Dani, stai, rămasă poftă mură. Poftă mură? Nu se mură, ce faci? Hai, mănâncă, stai să te șterg la bot. O, ce pot să nu mă sun eu. De mai pot.
Da, prieteni, Mădălina. Hai să pup botul meu frumos. Să pup botul. S-a fost la... La tasul al... Dar știu că nu e corect, dar de ce facem? Ce? Că mă pup în gură. Nu știu ce. Nu e voie, nu e voie. Microbi. Dar avem microbi. Ușurel! Nu vorbește, spune unde ai fost. Noi. Eu am spus, am fost la ai mei, am stat frate-miu. Eu am dormit toată ziua și de-aia mi-am am dormit și acum am trezit. Ei, noi deja ne plictisiserăm și David vrea să meargă la copii, dar nu l-am mai dus la niciun copil pentru că mi-e frică acum de virus, de răceli. Mai toți copiii sunt răciți. Și... Iau și pâine până nu mai pâine numai satul. Am mers pe jos. Am mers pe jos și am dormit toată ziua azi, deci duminica asta... Ia pâine. Am dormit. Eu am văzut n-am să... ce să facă, să plictiseau. What the fuck? Acum 10 minute am venit. Mănâncă frumos, iubirea mea mică. Botul meu frumos. What the fuck? Uite, vrei să... De fiecare dată când mănânci să te filmezi? Vrei? Faci asta că mi-e mă vede pe mine prieten. Cu poftă de aia. Da, asta, că vrea și el mă filmezi. Nu o băga pe tata! Mami, tu ai gurița mică, nu încape. Nu fac așa că mă foame. Stai că dau șervețel, dă-mi șervețel, dă-mi să-i dau. Ușor. Dar de ce minți că ți-e foame? Tu ai mâncat. Nu am mâncat! De când? Când? N-ai mâncat pește la bunica? N-ai mâncat ciorbă? Bine, peștele nu știu ce fatură peștele. Am mâncat și mai multe carne. Păi mai vine boc. Mai vine foame, mai vine boc pe țigănești. Da, mami, mai bine, ai dreptate, așa e. A trecut ce fatură. Sper că nu vă plictisim, dragi prieteni, acum stăm cu camera în față și mâncăm. Așa mai vorbește în toată camera, pe tine și mai vorbește tot. Păi nu mai, chiar mișcă. Nu are nimic. Oricum o să mă văd eu pe filmare cealaltă. Mișcă camera! Da. Mai avem ceva carne prin vază? Nu cred că ai mâncat tot ce ți-am pus. Păi nu. Of. Mai avem? Avem, cum să nu? Dă-mi să-ți spun. E foame. Așa foame nu te-am mai văzut să ai. Păi am dormit toată ziua. Tu nu mai sun bine și n-am auzit eu telefonul. Ai dormit pe naiba. Am dormit. Cum zici pe naiba că m-ai lăsat dormit acasă? Dormit? A dormit, s-a dormit, cum se spune? Da, da, a dormit. Mamă, dar ai pus, nu glumă. Păi să mânci. Păi cine mai mănâncă? Mai mănânc așa puțin de aici. What the fuck mai fac? Mănâncă cu pâine. What the fuck? Mami. Adică cu pâine, te rog. Deci, să știți bine să... Ușor, bătii. În seara asta o să punem un clip pe canalul lui Mădălina să vă povestească, să vă arate Mădălina zestea pe care i-a dat-o tatăl ei. Să vă povestească Mădălina. Așa nu uitați să vă abonați la canalul ei. What the fuck? What the fuck my fuck? Mănâncă frumos. Ce frumos mănânci, te iubesc. Și încă nu mai avem, așa e. Că dacă avem, mai pune, ea. Mami, mănâncă frumos, te rog frumos. Cu gura închisă. Așa, prieteni. Așa. Nu mai faci adică. Revenim. Vă pupăm și vă mulțumim că a stat cu noi la masă. Masă cum? Gata, prieteni, mulțumim. Gata, prieteni, am mâncat. Da, prieteni, am mâncat. Doamne ajută. Că așa, da. Da. Ia de la am înaște, adică că cinești. Da. Tu te spală-te pe fot. Ai la gură mâncare, dar du-te așa, e frumos. Te speli pe mâini, pe gură. Uite pe aici. Da, bă. Porcule. Nu, tu ești porcul. Eu, bine. Deci ăsta era vlogul ușorul nostru, prieten, că am mâncat. A fost, da, nu mai faci, că e urât. E urât, serios. Ăsta a fost vlogul meu în seara asta, a stat cu mine la masă.
Mi-ați ținut companie. Pe rând, David. Pe rând, nu mă vor peste mine. Ăsta era, deci m-a întrerupt David, ăsta era vlogușorul nostru. Asta cu mine, la mea ținut de urât. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, cum și tot ce trebuie. Vă pup și o seară cât mai frumoasă. Da. Gata, vă pupăm. Seară faină.